Bună seara și bine v-am găsit din nou pe canalul meu de YouTube, Elmuș Vase. Astăzi, în seara asta de fapt, vai, da, nu am lumină în capitala asta, n-ai lumină deloc. Astăzi mergem la orășelul copiilor, Târgu de Crăciun. De fapt, anul trecut nu puteai să intri pentru că s-a făcut la universitate și nu puteai să intri dacă nu erai vaccinat, nu erai... Nu scoteai un test, chestii de genul ăsta. Astăzi se pare că se face în fața Parlamentului, Doamne, în fața Casei Poporului, în Piața Victoriei, și mergem să vizităm puțin Târgul de Crăciun. Tocmai acolo, nu știu cum se va arăta atât de bine, dar nu se vede. Să nu trebuiască să plătesc, că nu am chef să plătesc, dar până la urmă o să plătesc ca să intru puțin, să mă holbesc și eu ochii puțin. Hai să vedem pe unde intrăm. Trecem printre mașini. Bă, văd că nu e de plătit nimica, dar hai să vedem. Totuși... Bă, nu se plătește. Asta este, nu bine, chiar foarte bine. Mamă, frate. Și unii mâncare, 8 ceva sele. Bună ziua. Ce faci? Bă, băieți, bun, bun, mi-am amintește de Suceava. Așa că ne plimbăm, vedem ce avem de vizitat pe aici. Înainte nu mă... Bă, unii gratis, 8 și Vasile. Asta nu-i locul meu. Dar e fain că... Bă, nu o să mă discreditez ăștia din cauza că aud imnul țării, nu știu care țară.
Doamne, dar ce ne mănâncă astea? Oprește. Oprește și poftește, iar fi Kiki. Te servește cu bucate. Mamă, frate, dar cine mă... Mamă. Olanda! Am văzut imagini și de pe banca de rezerve acolo unde... Bă, hai să întrebăm cât costă. Sau să vedem cât costă. Prețul 25 de persoană, copii sub 3 ani. Au accesul gratuit, cabina VIP 200 de RON. O călătorie durează o tură. Dar unde e cabina aia? VIP. Cum luăm lucrurile pe gazon. Iată formula de start a Senegalului cu un 4-1-2-3, o formulă în mare măsură ofensivă, care se bazează pe dorința lui Edouard Mendy de a arăta, și bineînțeles a capitanului Kalidou Koulibaly, de a arăta că sezonul mai puțin fericit pe care îl traversează în Premier League în tricoul lui Chelsea este doar o întâmplare nefericită și că vor reuși la această ediție a Cupei Mondiale să repete parcursul absolut fabulos al Senegalului din 2002, mai ales că l-au... Bă, sper că ăștia de pe YouTube să nu mă... din cauza că... capitanul naționalei din Senegal la acea ediție a Cupei Mondiale. Vom mai vorbi pe parcursul jocului despre performanță. Hai, dați voi un rezumat dintre Senegal și țările de jos, adică Olanda. Cine credeți că câștigă? Virgil van Dijk. Virgil van Dijk, capitanul naționalei din țările de jos. Și deci, ai aici astea. Loc unde să mănânci. Așadar, foarte repede, Mendy, Sabali, Koulibaly, Maxi și atât dialog pentru linia defensivă. Mamă, și-au făcut și o patenoară aici. Frumos. Băi, nu știu cât e de... Dar e ok. Bă, băieți, cred că aici un accident aici. Am auzit o lovitură. Iată-l pe Crepon Ghiatan, în flanc pentru Garaghe, obligat să trimită însă în spate spre zona lui Abdoudiale. Da, Ferbinte. Da. Un accident, deci l-am văzut bine. L-am auzit bine. Ia uitați aici, un accident. Mamă, dar s-au auzit atât de tare. Ia uitați aici. Deci tocmai ce... Ia uite aici. Mamă, 1, 2, 3, 4, fratele meu. Hai, dacă ai... A doua leac la o parte să vedem și noi. Bă, băieți, accident. În fața palatului. Casei popor, în fața casei hoților. Ia uite câți polițiști au ieșit acum. Bă, dar ăla-i bușit tare, mă. O să mergeți în partea cealaltă. Stai să văd, ulea, că accidentul și mă duc. Mergeți în partea cealaltă, vreau frumos. Da, 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 mă duc, stai, leac, să văd ulea că accidentul și gata, mă duc. Stai, 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 că-mi dai jos.
Uite-lea, că nu m-a lăsat să văd accident. Nu este pentru copii. Cât ești aici, nu asta, vă rog frumos. Vă mulțumesc frumos. Mamă, mamă, dar stresant ești. Uite-l, mă, cum nu m-a lăsat să filmez, uite-l. Mă, stresantule. Până la urmă mi-am luat și eu ceva. Bă, dar... Din păcate, asta e realitatea, prețurile te rup, te rup, te rup, te rup. Dar dacă am învățat ceva în Bucureștiul ăsta, una dintre lucrurile pe care le-am învățat, am învățat să știu să cheltuiesc și să fiu mai cumpătat, să nu mai cheltui atât de mult ca disperatul. Înțelegi? Asta e lucru. În principiu, oameni buni, acesta este târgul de Crăciun în anul 2022 în București și așa arată. Oameni buni, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, dați un share, să aveți o seară bună. Apropo, băi, sunt foarte puțini oameni pentru că azi este luni, da, luni, și nu am venit sâmbătă sau duminică. Dar poate o să vin într-o sâmbătă și duminică, să vedem că nu o să fie full. Oameni buni, la revedere! Nu uitați să vă abonați pe canalul meu de YouTube, Pelmuș Vase. O zi binecuvântată, o seară binecuvântată, la revedere!